Salut, camarazi! După cum v-am zis, o să mă duc săptămânal 2 zile la București ca să-mi fac provizii. Uite, astăzi am fost la București și am adus provizii care cred că mi-ajung vreo 2-3 zile. Deci am adus foarte multă pâine, am mâncat 4 sarmale și o bucățică de carne prăjită. Am adus o pungă de cafea Jacobs Kronum, cred că are 100 de grame, un ulei sfornic care e foarte bun, că o să mă țină mult, o bere Timișoreana, una Stella Artois, o bucată de cașcaval, niște sardine, alt cașcaval bio, un copănel, aici cred că sunt icre, aici sunt salată de icre cu crab și ceapă. Aici sunt jumări, jumări, dați să vedeți jumări, iarăși brânză făgăraș, o apă borsec, o jumătate de kilogram, de litru de vin, o sticluță de sana, o ciocolată Heidi, un cozonăcel, o lumânare și un chibrit. Deci nu e mult, dar o să mă țin, o să mănânc din ele vreo 3 zile, zic eu. Așa, deci o mică economie prinde bine, că vorba aia, nu mor caii când vor câini, știți? Așa, pâinica, dacă nu o să mănânc, e foarte multă pâine albă, o să dau la păsări. O să mă duc acum, în câteva minute, să iau păsările și sper că o să fie bine. Ce să vă zic, după cum vedeți și voi, nu e mult, dar mă chibzuiesc pentru că așa e viața. A mai fost 3 banane acolo, cum v-am zis, am mâncat 4 sarmale foarte gustoase și cu varză, făcute de casă și o bucățică de carne prăjită, deci jumările astea, brânzica asta, cașcavalul, icrele și mai ales uleiul, o să mă țină câteva zile, știți? Deci o să trec vreo 3 zile, cred că mănânc pe degeaba, știți? Că și în plus am luat și eu, m-am întâlnit cu niște sirilanchezi și mi-au dat o bancnotă din Sri Lanka, știți? Care m-a bucurat asta să vi-o arăt că așa, ia uitați-vă ce frumoasă, o bancnotă din Sri Lanka. Uite să vedem, așa, și o să o pun la vânzare, știți? Ia uitați-vă, o să o pun la vânzare pe internet, mai scot un ban să-mi plătesc chiria. Ia uitați-vă, o bancnotă de 100 de rupii din Sri Lanka. O să o pun la vânzare și pe OLX. Așa că mai scot ceva din chirie. Ce să fac? Mă descurc și eu, că sunt trăim în vremuri grele. Deci, camarați, vă pup cu drag. Ne vedem diseară la live pe Petre Negreanu. Vă doresc o sâmbătă frumoasă, cu bucurii, cu succese, cu tot ce vreți voi, cu armonie și cu dragoste și iubire, că e mai importantă decât orice. Hai că v-am pupat. Pa, camarați!